Deși tu, în momentul de față, ești cunoscută, în primul rând, ca jurnalist de înaltă ținută, la reviste glossy, cu un public elevat și pretențios, cât și ca prozatoare, lucruri la care o să ne referim, începutul n-a fost ușor. Tu ai început ca actriță, dar cariera ta a luat întorsătura asta. Cum a fost acel început ca actriță? Cu ce anume te-ai confruntat atunci și cum ai ajuns pe urmă să o iei încoace? Păi, în primul și în primul rând m-am confruntat cu mama. Mama care nu vroia sub nicio formă să creadă că eu am o predilecție și o predispoziție literară, umanistă și așa mai departe și mă obliga cu forța ocazional și a pumnului să merg la liceu economic, să merg la facultate economică cu șantaj din acela. Dacă nu faci asta, nu te dau la facultate. O să lucrezi și tu vânzătoare ca aia și ca aia. Iar eu aveam ambiții. Adică, cumva, de mic copil am știut, și știu că sună foarte arogant, dar mi-asum asta, am știut că eu nu sunt ca toți ceilalți și am și cultivat asta. Recunosc, la adolescent, într-un mod foarte pueril și adolescentin, la 20 de ani, într-un mod teribilist și rebel, fără cauză, să zic așa, dar, în fond, din halul în care uram contabilitatea, toate textele astea plicticoase de economie, fără niciun fel de subtilitate și fără niciun fel de substanță, știam că decât să fac așa ceva, mai bine îmi tai venele în cadă. Și pentru că, de fapt, nu vreau să îmi tai venele în cadă, am păcălit-o pe mama. Am adunat timp de un an, am luat bursă. Adică a fost păcăleală din aia cu regie. Un an întreg am luat bursă de studiu, la bursă de merit chiar, că bursa de merit e mai mare. Din bursa asta de merit am finanțat meditații de actorie și după aceea, vara, mi-am făcut frumos bagajul și am fugit la facultate, am dat admitere, am luat și am intrat. Acolo a urmat un prim război, ca să spun așa, care a fost mai ușor. Dar marele război e acela de după terminarea facultății. Când îți dai seama că războaiele mici din cadrul facultății, brusc, nu mai înseamnă nimic când sunt confruntate cu lumea largă. Și atunci încerc să propui lucruri, dar nimeni nu le ascultă. Acum totuși s-au mai schimbat lucrurile. Încep să apară teatre independente. Actorii tineri încep să-și creeze propriile șanse, dar în 2004 nu era chiar așa. În 2004, dacă nu aveai norocul unui debut glorios, fie în film, fie în teatru, practic stăteai acasă, așteptai telefonul să sune. Iar eu simțeam toată această bogăție de personaje în interiorul meu și nu vroiam să rămân acolo. Și așa mi-am scris prima carte, Rondo Capricioso. Carte care a atras un prim val de atenție. Adică au scris despre ea mai multe reviste glossy, mi-au luat interviuri, am dat un interviu în Adevărul Cultural și Artistic, dar cu prima mea carte am avut ghinion de o editură care, dacă a văzut că lucrurile merg, s-a culcat pe ureche. A zis, ok, cartea asta se promovează singură, dă-o naibii. Și după un prim boom de vânzări, lucrurile s-au aplatizat. Adică unde nu investești, nu ai ce culege. Dacă nu semeni, n-ai ce să recoltezi. Și vina a fost și a mea. Recunosc. În sensul că dacă prima carte a fost o poveste de dragoste, de fete, frumoasă și am avut cititoare entuziasmate și le-a plăcut oamenilor și au zis uite ce fată frumoasă și ce romantic scrie ea, mi-am propus să încerc lucruri diferite cu următoarele cărți. A doua carte s-a intitulat Bătăușul de câmp și a fost tot o poveste la persoana întâi, dar pentru că vroiam foarte mult să demonstrez că persoana întâi, singular, din romanele mele, nu e tot una cu mine, a fost o narațiune din punctul de vedere al unui muncitor
la o fabrică de încălțăminte și s-a intitulat Bătăușul de Cuc. Chiar dacă cărțile mele par foarte ușurele la citit și sunt scrise la persoana întâi și când le citești așa în 2-3 ore și zici că le-a scris uite așa, în ele de obicei intră foarte mult foarte multă documentare. În Bătăușul, de exemplu, aveam o fabrică de încălțăminte la colțul străzii. Și de acolo ieșeau muncitorii, râdeau, glumeau, un umor grosier, dar totodată haios. Și chiar m-am dus la fabrică, i-am spus directorului acelei fabrici că eu sunt o tânără romancieră și am publicat cartea, pot să vă fac cadou cartea mea, mulțumim, așa, ne-am împrietenit și chiar am stat în fabrică și am urmărit oamenii muncind și am cules de acolo tipologii pe care le-am folosit în carte. Dar pentru că această a doua carte n-avea nimic în comun cu prima, oamenii au urât-o din străfundurile sufletului și nu s-a vândut, adică s-au vândut 50 de exemplare la lansare și atât. Adică a fost un flop din acela rușinos și abia după 3-4 ani de la lansare, după ce am luat toate jignirile posibile din partea celor care o citiseră pe prima, alți oameni au citit această a doua carte și au zis, bă, de fapt este structurată mișto, de fapt are un punct original de vedere, de fapt oferă o imagine asupra realității. Deci, care a fost de fapt problema? Problema cea mai mare a vieților noastre este aceea așteptărilor. Că începem să ne formăm așteptări față de oameni. Dacă ei scriu o primă carte siropoasă, aha, deci îl încadrăm la autori siropoși. Greșit. Oamenii pot fi și siropoși, pot fi și duri, pot fi și buni, pot fi și răi și mi se pare justificat să lansezi o nouă operă, fie că e carte, fie că e piesă de teatru, fie că e film, fie că e orice, doar în clipa în care ai în mod real ceva nou de spus. De aceea nu cred niciodată că voi fi un scriitor profesionist din acela care scrie o carte din 6 în 6 luni și o publică cu această regularitate ca să-l țină lumea minte și să fie glorios de față cu mulțimile. De asta am avut nevoie disperată de un job. Pentru că n-ai cum să trăiești scriind odată la 2 ani când ți se primenește mentalul și ai, în mod real, tu ești o persoană nouă și în mod real ai ceva nou de spus, ai nevoie de un job. Și întâi am început la Teatrul Mic, unde am avut o stagiune, jucam rol principal Elena din Troia, dar mi-era foarte greu să mă adaptez cu sistemul ăsta de teatru, cu unde oamenii se duc ca la servici. Timpul trece, leafa merge, mențiune modul ăla de a privi viața atât de comunist, atât de reducționist, să zic așa, autosuficient, unde nu vrem să ne depășim pe noi înșine, unde ne e perfect ok să facem atâta, bună ziua, ziua de salariu, treceți pe la caserie, între timp, în loc să căutăm lucruri care să ne dezvolte ca artiști și ca oameni, stăteam să ne bârfim unii pe alții, să spunem răutăți, din nou am avut aceeași problemă pe care am avut-o în ultimele mele zile cu mama. Adică dacă eu o să continui așa, o să mor pe interior ca om și nu vreau asta. Și atunci am decis că nu acela era momentul în care cariera mea de actriță se putea dezvolta just. Și mi-am găsit un servici. Un servici la un ziar mic de limba engleză. Noroc că știam foarte bine limba engleză și am și tradus încă din facultate ca să mă pot întreține, pentru că pe generozitatea mamei n-am putut miza niciodată. Și încet, încet mi-am căutat colaborări, am trimis nenumărate scrisori la redactori șefi, probabil luați orice redactor șef să-și caute arhiva din acea vreme și are o scrisoare și un CV de la mine. Și au apărut și primele rezultate. Am avut reportaje publicate în revista Femeia. Am avut reportaje publicate și după aceea ofertă de colaborare stabilă la revista Maxim. La revista Maxim, treptat, am ajuns unul dintre acei colaboratori care publică număr de număr în revistă și sunt aproape ca și angajați, doar că au contract de colaborare. Iar după ce revista Maxim s-a desființat la finalul anului 2009, Dan Silviu Boierescu, care era redactor șef, director editorial chiar la Playboy,
mi-a spus că am citit materiale din Maxim și îi plăcuseră foarte mult și mi-a oferit un contract la Playboy. Și adevărata mea carieră de jurnalist a început practic la Playboy. Acolo, bine, fiind o gașcă predominant masculină, ca o provocare că sosise o fetiță nouă, m-au trimis la foarte multe reportaje cu conținut sexual. Reportaje prin saloane de masaj erotic, reportaje la Eros Show, reportaj prin videochaturi, reportaj... Într-un cuvânt, găsește tu o activitate sexuală din Bucureștiul ăsta și eu am reportaj, pot să-ți forwardez, până și la MISA am fost să fac reportaj. S-au gândit că o să mă sperii, că o să am reacții din alea femeiești stupide? Nu. Eu am tratat aceste reportaje cu exact așa cum aș fi tratat orice alt reportaj. Dar de aici mi-am făurit bogata cultură sexuală pe care o puteți savura în Dona Juana. Pentru că, practic, eu am vorbit cu prostituate, am vorbit cu pești, am vorbit cu dealeri de droguri, am vorbit cu oameni din întreaga lume interlopă și îi cunosc. Și am ce povesti despre ei. De fapt, poate ăsta e secretul de a personaliza lucruri, chiar dacă nu le încerci tu pe toate. Propriu zis, să cunoști oameni care o fac și să vezi dincolo de senzaționalul de suprafață, dincolo de faptul, uite-l pe ăsta că se drogează și doarme în șanț. Ce ascunde? Care-i partea interioară? Care-i modul lui de a trăi lucrurile? Și poate asta face diferența de calitate și în jurnalism, și în literatură, și în orice altă activitate. Dorința de a aprofunda și de a înțelege lucruri. Nu vă apucați de niciuna dintre aceste profesii vrând să străluciți din prima, că nu se va întâmpla. Apucați-vă de ele încercând să înțelegeți. Și dacă voi înțelegeți, va înțelege și cititorul, și dacă cititorul va înțelege, te va răsplăti, cu aprecierea lui. Bun, s-a terminat cu Playboy, în clipa în care Dan Silviu Boierescu a decis să părăsească conducerea revistei din cauza unor probleme interne care aș prefera să nu intru. Și eu m-am refugiat la o revistă foarte liberă, foarte creativă, Vice. La Vice aveam aceeași bucurie de a explora lucruri neconvenționale. Unul dintre reportajele mele care a fost tradus în nu știu câte limbi și a fost preluat de toate Vice-urile din toată lumea, că la Vice, ca și la Playboy, aveam norocul internaționalizării, a globalizării, faptul că dacă tu din România scriai ceva bun, te luau Vice USA, Vice Anglia, Vice Franța, Italia și atunci erai publicat în toată lumea. Unul dintre reportajele aparent periculoase, dar în fond foarte mișto și umane, a fost ăla în care am stat o săptămână cu oameni ai străzii. Bine, nici ăștia nu erau oameni ai străzii pe care i-am la nimereală. Ne-am bucurat foarte mult de ajutorul celor de la Aras, cărora le mulțumim Aras, care ne-au împrietenit cu niște oameni mai liniștiți, mai blânzi. Și e o experiență și asta, e o experiență să stai cu oamenii străzii și să vezi ce luptă duc ei de fapt pentru ziua de mâine. Mulți nici nu ne putem imagina. Un băiat care practic întreținea 9 copii de origine romă, ai căror mamă și tată erau dependenți de heroină, acoperiți de plăgi, de la seringi, n-avea nicio bază în ei, dar el, un băiat care a crescut la un orfelinat, care se implica în creșterea acestor copii, îi legătea, căuta prin gunoaie, căuta fier vechi, căuta metale neferoase și am fost cu el inclusiv când le ducea la centru de colecție și urmăream stupefiată cum ăla e în stare să-l fure la calcule. Și eu îi spuneam, vezi că a calculat greșit. Și el îmi răspundea, da, dar ce să fac? Dacă îi spun, bă, vezi că ai calculat greșit, după aia nu mi le mai ia, iar eu trebuie să trăiesc și trebuie să întrețin pe acești copii. Cu alte cuvinte, viața din jurul nostru este foarte interesantă și absolut surprinzătoare dacă avem ochi să vedem. Și, bun, am plecat și de la Vice în urma unor mici conflicte în care iar nu-mi doresc să intru
Și pentru că Dan Silviu Boierescu devenise director editorial la Tabu. Și el mi-a propus, hai alături de noi. Și la Tabu, mie mi-e foarte bine să lucrez cu Dan Silviu Boierescu, pentru că el e șeful perfect. Șeful care nu îți impune conduită corporatistă din aia cu ore fixe, cu... Înțelege că scrisul nu e operațiune mecanică pe care să o repeți și să o faci identic 8 ore. Înțelege că sunt zile în care scrii că a apucat și dai 7 materiale și zile în care stai și te chinui în fața calculatorului și nu vine nimic. Totodată Dan Silviu Boierescu a fost omul care m-a provocat să scriu Dona Juana. Mi-a zis, tu ai un stil de a scrie despre sex. Ai un mod de a vedea sexul care e foarte neromânesc. La ce înțeleg prin modul românesc de a vedea sexul, înțeleg modul ăla provincialist. Vai, dragă, ce curvă, vai, dragă, ce nesimțit, ce porc. Nu. Modul just de a vedea orice activitate legată de sex e să înțelegem ce e acolo de fapt și care sunt mecanismele interioare și ce îi declanșează pe oameni, ce îi mână pe ei în luptă. Și cel mai important e să nu se vadă judecata, adică atitudinea eu am o corectitudine morală când scriu despre asta și eu îi judec pe păcătoși, pe nesimțiți. Asta e modalitatea de a omorâ tot ce ai avea de spus. Nu ești chemat să judeci, nu ai diplomă de judecător și chiar dacă ai avea-o, nu e normal să o folosești așa, nu ai de ce să dai verdicte, încearcă doar să vezi și să povestești. Și mi-a zis, tu poți să faci asta și hai, scrie un roman legat de sex. Și atunci, la început, să vă povestesc și cum s-a întâmplat, Narcerica, pentru că începutul romanului ăsta e foarte semnificativ. Eu, de exemplu, când am început să-l citesc, în primul moment m-am speriat. Pentru că era inevitabil să te identific cu naratoarea și mă întrebam ce mama dracului se întâmplă, pe cine am cunoscut eu, cu cine stau eu de vorbă. Mulțumesc pentru compliment. Am avut nevoie de vreo 5-10 pagini ca să conștientizez și să zic, stai domnule, că e un personaj de ficțiune. Mulțumesc pentru compliment. Cât a băgat ea din experiența ei, din cunoștințele ei, cât a inventat, cât a extrapolat, asta e treaba ei. Și asta te-aș ruga să ne spui acum. Pentru mine ăsta este pariul oricărui scriitor. Dacă reușești să pari atât de credibil în ceea ce scrii, încât să-i derutezi complet pe oameni și să întrebe unde este ficțiunea, unde se termină ficțiunea, și unde începe realitatea sau invers, atunci poți să spui că ai câștigat acel pariu. Deci ăsta este lucrul pe care mi l-am dorit întotdeauna când scriam câte ceva. Deși am zis că nu e ok să ne dorim, deci nu mi-am dorit, mamă, ce carte minunată, nu. Dar mi-am dorit să aud asta. Că pur și simplu n-am știut unde te oprești tu și unde începe aptitudinea de a crea minciuni cu talent. La început mi-a fost frică să scriu un roman de sex. Că știam că o să iasă așa și știam că există foarte mulți proști care o să ia la modul Dar Dan Silviu Boierescu n-a încetat niciodată să mă provoace. Și în 2010 era campionatul de fotbal. Ca fată într-un colectiv masculin, ai cumva o dorință stupidă de a nu rămâne mai prejos. Și am pariat și eu cu ei și, bineînțeles, am pierdut toate pariurile într-un mod lamentabil. Și, ok, ai pierdut pariul, scrii cartea. Bun. Următoarea întrebare a fost, ce am eu personal de povestit despre sex și care să fie unghiul de abordare? Că n-ai cum să umpli 300 de pagini sau 250 doar cu umplutură. Trebuie să găsești un mod, un cue, un... Și mi-am amintit de licența mea cu Don Juan. Eu mi-am dat licența pe Don Juan pentru că mi se părea că dacă tot e licență și tot ai descris 50 și ceva de pagini sau 70 și ceva de pagini,
măcar să tratezi un subiect palpitant. Rolișorul tău infim din spectacolul de licență, n-ai de ce să umpli 70 de pagini cu baliverne despre el. Și atunci am întrebat, pot să tratez subiectul Don Juan în dramaturgie? Nu l-am tratat în dramaturgie, l-am tratat în literatură universală pentru că mi s-a părut mai interesant. Și pasul următor a fost că am citit în anul 4 foarte, foarte mulți Don Juan, foarte mulți Don Juan, de toți mari autori ai lumii, din diverse țări, din diverse perioade. Recomand acest exercițiu, să vă alegeți un personaj fictiv, mitologic sau, mă rog, fals mitologic și să-l explorați cum evoluează în percepția diverse persoane. E uluitor. Ok, am citit Don Juan-urile atunci, dar probabil lucrurile s-au avut nevoie de câțiva ani să se sedimenteze și am zis, ok, hai să scriu și eu o Dona Juana. Pentru că, în fond, și femeile au ideea asta, nevoia asta de a se duce, care e diferită de cea masculină și probabil la fel de valabilă. Și a existat o Dona Juana scrisă de un dramaturg numit Radu Stanca, dar era fake. Era foarte mulți prozatori masculini greșesc în a scrie personajele feminine. Le scriu așa cum ar vrea ei să fie sau cum ar vrea ei să nu fie. Personajele lor au foarte puțină legătură cu femeile reale, cu felul în care suntem noi. Exact problema pe care am zis-o înainte. Judecă, condamnă prin ceea ce scriu, dau verdicte. Nu observă, nu înțeleg, nu văd. Și profitând de toată bogăția de Don Juan, dar nu la modul mimetic, nu la modul hai să plagiez ce am văzut. Că asta e încă un lucru la care am ținut întotdeauna. Nu imita pe altcineva. Dacă imiți, nu vei fi decât ca ăla, dar mai prost. Pentru că ca ăla nu o să fii niciodată. Ce poți tu să faci este să cauți un fel de al tău de a spune lucruri care să nu fie ca al nimănui. Să fie ceva Lorena Lupu. Brand. Lorena Lupu. Și așadar, culegând lucruri, înțelegând lucruri din ce au scris oamenii aceia, plus din ceea ce am văzut eu în toate reportajele mele pe teme sexuale din Playboy, am început să scriu cartea. Bineînțeles, n-am scris-o dintr-una, am scris-o cu opriri, cu lipsă de inspirație. Și aici aș vrea să mulțumesc foarte mult unui prieten bun, pe care îl cheamă Ștefan Iancu, care este ziarist gay, își asumă că e gay, deci pot să spun asta, și care mi-a corectat foarte mult acele personaje gay din cadrul poveștii. Mi-a atras atenția acolo unde imaginația mea depășea verosimilul. Mi-a atras atenția acolo unde exageram cu jocurile de cuvinte, unde, adică, pe scurt, a citit vreo 4 versiuni de carte și m-a ajutat să elimin tot ce a fost în plus în fiecare dintre aceste versiuni. Mă recunosc, nu sunt un om 100% independent. Am nevoie de prieteni care să-mi spună lucruri și le sunt sincer recunoscătoare când o fac. Bun, cartea s-a terminat. Am predat-o și am ales să o public la Herb Bennett, o editură mică, dar care avea o viziune nouă asupra pieței de carte și am simțit că în mod real voia să-și promoveze autorii. Am simțit că în mod real o preocupă să transmită oamenilor ideea că acești autori există, că sunt personalități diferite unele de altele și că au lucruri diferite de spus. Și vă spun de ce. Eu, practic, am văzut piața de carte și din unghiul opus, cel al redactorului de carte care primea de la mari edituri câte un pachet de 8 cărți, fără, soseau frumos prin curier și nu scria nimic despre niciuna, nu
încerca nimeni să-ți explice de ce să citești cu tare și nu cu tare, de ce autorul debutant cu tare trebuie urmărit. Gigel Popescu, Floare de colț. Și știm cu toții că lumea de azi e superficială și un simplu nume de care n-a auzit și un titlu care nu-i spune nimic nu va determina niciodată un redactor de carte să citească. Și în clipa în care am văzut o editură tânără care avea o abordare diferită, am zis, ok, ăștia sunt oamenii mei. Ei sunt mici, dar nici eu nu sunt Cărtărescu, așa că hai să creștem împreună. Și asta am și încercat să facem. Dar mi-am dat seama că dacă editura era mică, aveam nevoie de un nume mare care să mă sprijine. Și pentru că în perioada aia tocmai avusesem un interviu foarte frumos cu Cristian Mungiu, pur și simplu i-am mărturisit că mi-aș dori o prefață care să nu fie convențională, care să nu fie tradițională, boșorogeală, savantă, pe care o găsim la începutul tuturor cărților. Și a cerut cartea și spre surprinderea mea a zis, ok, facem chestia asta. Și la câteva zile mi-a și trimis un text atât de frumos și atât de senzual, încât practic era ca și asigurarea faptului că prima ediție se va epuiza, uite așa. Ceea ce e minunat. Ar fi bine ca mulți artiști mari să fie la fel de generoși și să învețe să susțină oameni tineri și aflați pe drumul consacrării făcând astfel de gesturi. Pentru că, în fond, nimeni nu e nemuritor și dacă nu, oamenii nu dau mai departe ceea ce au, undeva se va produce un blocaj. Ok. A fost și asta, a fost lansarea, lucrurile au început să crească frumos. Am făcut o lansare la Sibiu în decembrie, în urma cărei au venit invitații la cafenele și barul din alte orașe. Asta vreau să spun. Mai e un amănunt important. Am încercat să lansez cartea în medii mai puțin convenționale. Am stat să mă uit de ce muzicienii au mult mai mult succes decât scriitorii. Muzicienii au mult mai mult succes decât scriitorii pentru că se duc în spații în care se învârt tineri. Unde se învârt tinerii, unde le place să se ducă, le place să se ducă în cafenele, în baruri, să se distreze. Bun, păi hai să-i întâlnim acolo. De aceea, toate întâlnirile cu cititorul pentru Dona Juana au fost în cafenele, baruri, gârciumi, localuri și așa va fi și mai departe. O să facem încă o lansare și cu Cărturești, dar o vom face în subsol Cărturești, nu în librărie. Și sperăm să vă vedem acolo, acum în februarie. Okay.